porțile. În spate deja e plin de corturi și de-abia a început, o să mai vină foarte mulți oameni. Intrarea e gata și vă așteaptă. Stația de autobuz în partea aia. Parcarea o să fie un indicator pe stradă. Aici la intrarea în festival împreună cu echipa video, așteptăm să vină bicicliștii de la Onda Verde. Am venit din Cluj pe bicicletă la Away. Cred că ai cel puțin o bere din partea noastră. E super tare. Deci de la 7 dimineața până acum. Da. Și mai aveți energie să... Acum începe distracția. Tocmai au început concertele, fix acum au început. De-abia două piese. Salut! Salut! Sunt DJ Andu, am ajuns la Wake Festival. Suntem la scena Platan, un Platan sau The Tree House, parcă se numea. Te așteptăm aici în fiecare zi dacă vrei să înveți cu platanele, mixing, scratching. O să facem un workshop de 3 zile aici și după fiecare, o să fie un fel de party, după fiecare workshop, seara, te aștept aici. Pește pe Elis Crești și învățăm. Acum e mișcarea de înainte și înapoi, perit, da? Bine, acum mergem mai departe la bazar. Hai să ne cumpărăm niște tricouri, șosete de la Madame Mita, tricouri de la Nerv, niște poșetuțe de la facem Sacar. Și tatuaje în zona de bazar, sunt cei de la Flash Tattoos. Da, hai să vedem fiecare ce face aici. De sunt genți făcute de mama ei cu dragoste. Dragoste de mamă, mai mult de atât. E mai mare decât orice dragoste de lume. Gata, iau ca și... Ca să-mi pun telefoanele, agenda. Mulțumesc, Patricia! Da, dar ia uite ce tricou alb și frumos ai. Este. E cel mai frumos tricou. Hai, arată-ne ce aici. Deci, dar trebuie să-ți arăștiam pe spate. Este numărul 1, Ștefan, da. Vreți pe Cătălin? Cătălin. Nu cu tine am vorbit pe Facebook. Vis-a-vis de... Ștefan e foarte pasionat de merchandising-ul de la Darkside. Da, nu știu omul dacă e cel mai bun internațional, dar de România, sigur. Dar nu știu ce ar putea să ne prezinte, cred că am... Sparks. Kryptonite Sparks! Da. The Hell Journey. O să țin minte, să știi, pune-l deoparte. Nerv, da, Nerv! Doamne, Cicili omul! Nerv, Nerv la Wake Festival. Să ai Nerv în tine. Deci pentru cei care vor să plece cu o amintire de la festival, magneți de la Dev la accessories, care sunt și broșe. Și sunt personalizați, cum ar veni Prodigy, Bob Marley. Și prelocuri de chei, astea. Și prelocuri de chei. DJ, Bebeluș, Alien. Uite ce marfă sunt cărțile de vizită. Ce marfă sunt cărțile de vizită, da. Lui Ștefan asta îi place din tot ce vede aici. Container de șosete vechi. Container de șosete totul, vechi. Totul usate. În sfârșit ca în viață. Moare unul, se naște altul, vezi? Da, am ajuns la Magic Mint. Tricouri pictate. Manual. De Alexandra. Da. Că poate lumea și să personalizeze tricouri dacă dau comandă, nu? Da, orice model, orice variație de model, măsură.
Și ce idee au ei? Cât mai trăznite? Deci veniți cu ideile aici la Alexandra, la cât Magic Mint. Cât trebuie să faci așa ceva? Între 20 de minute și 3 ore. Care? Safinarii încheie prima parte a recitalului și ne vedem aici punctuali într-o oră pentru partea a doua. Mersi mult. Ciao.